Vlad Voiculescu a vorbit despre reformele care ar trebui implementate urgent în sistemul sanitar. Vicepreședintele USR a precizat faptul că depolitizarea sistemului este una dintre cele mai importante măsuri care ar trebui puse în aplicare și nu ezită să vină și cu o serie de acuzații la adresa actualilor guvernanți, spunând că managerii unor spitale au servit intereselor de partid și nu pacienților. Când propuneam pentru prima dată în mod serios în România depolitizarea spitalelor, îmi amintesc care erau comentariile tuturor. Îmi amintesc că ambele partide, prin anumiți reprezentanții lor, într-adevăr, și toate partidele din România, s-au opus prin foarte mulți oameni acelor schimbări. Depolitizarea managementului de spital, spuneam atunci foarte clar ce înseamnă. Înseamnă că spitalele servesc pacienții și nu servesc interese de partid sau interese chiar ale universităților de medicină și farmacie. Spuneam atunci că șefii de secție trebuie să fie aleși prin concurs, spuneam atunci că cei care sunt șefi în partide n-ar trebui să devină șefi în spitale publice. Politizarea vine la pachet cu deprofesionalizarea, vine la pachet cu servitudinea, cu sentimentul ăsta, că, și nu numai sentimentul, ci realitatea concretă, că acești manageri de spital nu ne servesc pe noi, nu-și servesc pacienții, nu-și servesc personalul din spital, ci servesc interesele de partid.